Proiectul, care a reunit până acum oameni de cultură, sponsori, dar chiar și autorități, a pornit de la șocul primei întâlniri cu Casa Enescu din Mihăileni, județul Botoșani. Tot atunci, aproape instinctiv, a apărut nevoia unei reacții, care s-a rostogolit rapid în mediul public și a atras atenția asupra neglijării valorilor din trecutul și patrimoniul național. O casă dărăpanată, ca multe alte case, și dacă spui că e Casa Enescu, există oameni care să spună: și ce dacă? Mai avem încă câteva case a lui Enescu, încă una în plus și așa de răpănată, ce rost are? Alături, în stânga, aveți o imagine mai veche, cum arată casa și probabil personajul cu pălărie, nu suntem sigur, dar trebuie să fie George Enescu. A fost un moment dureros, în momentul în care am văzut casa, știam că este încă o proprietate, știam că a fost înstrăinată, dar nu m-am așteptat să găsesc în acest hal. După aceea am început campania, am început-o pe Facebook, ea a prins ca un putere cu zăpadă. A avut un foarte mare efect, atât în presa românească, cât și în cea străină. S-au organizat concerte, petiții, scrisori deschise. Am găsit foarte multe amănunte legate nu doar de istoria, nu doar de viața lui Enescu, dar de istoria familiei, de străbunii, pentru că, după toate aparențele, această casă a fost construită de străbunicul lui George Enescu, deci tatăl bunicului, tatăl lui Ioan Cosmovici, preotul care este înmormântat cu zenobia în cimitirul din Mihăileni, împreună cu Maria Enescu. După eforturi consecvente au apărut și primele rezultate concrete, iar planurile cu Casa George Enescu din Mihăileni sunt mărețe. Casa a fost clasată, grație intervenției doamnei Șticoți, în foarte scurt timp și cu ajutorul domnului Puțanu și a multor persoane din zona culturii și administrației de aici, cărora trebuie să mulțumesc, pentru că până la Iași, în zona asta, cel puțin în cazul ăsta, am avut neașteptat de multe sprijin. Nu sunt obișnuit să gratulez administrația, dar de fapt asta o fac. Probabil că echipa de aici și echipa de la Botoșan va fi cea care va continua proiectul și că proiectul ăsta nu vizează neapărat numai casa, ci vizează cu totul și cu totul altceva. Și anume o reechilibrare a unei valori în ceea ce privește mediul rural și o punere în acord a ceea ce lumea consideră că e numai turism sau turism cultural cu nevoile reale a unei localități. Unde tindem să ajungem? Cât de departe se poate? Deci festivalul George Enescu. Timp de 30 de ani, cu alți proprietari decât urmașii familiei Enescu, căsuța de la Mihăileni a stat în paragină. Odată clasată ca monument, primăria din Mihăileni a emis deja autorizația de construire pentru punerea în siguranță a clădirii, iar administrația locală va ajuta și cu mâna de lucru, alături de tineri arhitecți voluntari. Se vede clar că artele au același suflet, și muzica, și arhitectura, iar aici, la Suceava și alături la Botoșani, la Mihăileni mai exact, le-a unit George Enescu. Cum se face lucrul acesta? Foarte simplu, cred că îi datorăm lui Enescu ceva mai mult. Enescu a fost nu doar un compozitor de geniu, Enescu a fost un mare patriot în adevăratul sens al cuvântului, un om care a făcut tot ce a putut pentru țara și poporul pe care l-a iubit atât de mult. A donat sume enorme de bani, a cântat zeci și sute de concerte de binefacere și cred că această căsuță care ne-a reunit aici, pe aceste plaiuri bucovinene atât de frumoase, mai are multe de spus în istorie, ea a fost zeci de ani uitată și asta este cel mai important, pentru că readucem la viață nu doar o casă, ci o întreagă epocă a vieții lui George Enescu. De unde vine, practic, spiritul acesta civic de a reda patrimoniului, în primă fază, și apoi publicului și istoriei, casa de la Mihăileni, în care a și trăit George Enescu, în străinătate, poate, acolo unde
trăiți mai mult în perioada asta. Există un spirit civic mai accentuat, poate de acolo să vină ideea și avântul acesta? În străinătate, cu siguranță, există un spirit civic mult mai dezvoltat și asta e pe undeva ceea ce mă întristează încă chiar la generația tânără, dar sper în bine, sper să se schimbe lucrurile. Eu am pornit pur și simplu pe urmele lui Enescu pentru cercetările mele, pentru a-i înțelege mai bine muzica. Am ajuns la Mihăileni mai greu, îi cunoșteam casa din cărți, dar nu ajunsesem niciodată acolo. Acum 2 ani am văzut-o, am tras un semnal de alarmă, am reușit să o facem monument istoric și acum sperăm să-i rădăm farmecul și strălucirea de odinioară. Raluca Aștirbăț spunea despre faptul că generația tânără poate nu are același avânt, dar tocmai generația tânără e cea care se implică activ în această căsuță a poveștilor lui George Enescu. Cred că ce se întâmplă în ultimii 2-3 ani pentru generația tânără, nu pentru toată, este o oarecare trezire. O sesizez cu mare satisfacție și trebuie să vă spun că de câte ori s-au dat semnale de tipul celui pentru Casa Enescu, de atâtea ori am avut reacții neașteptate din partea tinerilor, care încet, încet, dacă înțeleg despre ce e vorba, și cred că mesajul pe care l-a dat doamna Aștirbăț aici în seara asta a fost extrem de eficace și de puternic, pentru că tinerii care sunt acum voluntari acolo au plecat încărcați de o motivație suplimentară pentru ce fac în zilele următoare. Este un lucru care denotă că optimismul e o direcție firească și sunt și eu la fel de optimist, pentru că dacă reușim să salvăm acum din starea asta proastă această clădire, s-ar putea ca la primăvară să dezvoltăm niște proiecte împreună cu muzicieni și poate și cu autoritățile, pentru că de fapt speranța este ca și ele să se implice la dimensiunile la care această clădire, semnificația ei, acest teritoriu de fapt care este extrem de bogat, să poată fi valorificat în mod normal și până la urmă civilizat, pentru că de fapt asta dorim. Casa din Mihăilene a aparținut bunicilor după mamă a lui George Enescu, preotului Ioan Cosmovici și soției sale Zenovia. Acolo s-a născut în 1839 mama compozitorului Maria Cosmovici, devenită mai târziu Maria Enescu. Având în vedere că părinții lui Enescu, Costache și Maria, s-au despărțit, toate vacanțele pe care George Enescu le petrecea în România le împărțea în mod egal între casa tatălui de la Cracalia și casa mamei de la Mihăileni. Persoanele interesate pot face donații în următoarea conturi deschise de Ordinul Arhitecților din România, filiala București, la Banca Raiffeisen, sucursala Victoria. Banii din donații vor fi folosiți exclusiv pentru salvarea imobilului. Pe lângă bani se pot dona și materiale de construcții. Povestea casei Enescu din Mihăilene a fost prezentată la Suceava în cadrul Zilelor Culturii Urbane, găzduite de Uzina de Apă. Tot acolo, pianista Raluca Aștirbăț a susținut un recital la pian, însoțită de un violonist din repertoriul lui George Enescu, dar și al lui Ciprian Porumbescu. Thank you.